Doamnelor și domnilor, mare colet, ați văzut deja din titlu, nu are rost să mă mai prefac, am desfăcut puțin aici, îi dăm. Holy! Și avem o altă cutie, pentru că de ce nu? Și chiar este ok, cutia nu e uriașă, da? G29, Driving Force, nu știu ce. Sincer să fiu, am vrut să iau unul troll de pe OLX, să iau un volan de la mișto. Am găsit unul, zici că arăta, zici că era, nu știu, OZN. Veni din spațiu. Dar, nu prea se vede că nu e lumină. Dacă mă ducea țăcălia, filmam așa, dar parcă nici aici nu e lumină. Volănescu, Pedălescu, n-am mai luat schimbător că nu avem spațiu. Ok? Ăsta este al treilea volan pe care l-am. Deci am mai avut două înainte și le-am vândut. G29 Driving Force, frumos. Ați dat like, v-am zis că iau volan, l-am luat. Hai să vedem unboxing acum. Aici odată. L-am luat din România ca să ajungă super repede. Și chiar mă bucur că nu e uriașă cutia, deci n-aveți idee cât mă bucur. Hai că și-a mai revenit, că era prea galben. Deci avem niște chestii trestii. Aici nu prea avem cum să facem unboxing pe video. Să văd, pentru că eu o să-l atașez de birou volanul și o să-l dau jos mereu. Am avut înainte un setup de genul, dar fără scaun. Țineți minte, dacă vă uitați la videourile vechi, e Rafael Volan, căutați pe YouTube, găsiți pe acolo. Am avut un cadru metalic cu volan, cu toate nebuneli. Am avut două cadre metalice de fapt, dar le-am vândut. Hai să vedem și noi volanul, aici sunt pedalele. Hai să analizăm puțin produsele până când, mă rog, înainte să le montăm. Pedalele Logitech, accelerație, frâna asta, mama, abia apeși. Ambreiajul care, nu știu sincer cum o să funcționeze, pentru că nu am schimbător, am doar padelele, dar cred că dacă apăs, adică cred că m-a ajutat la drifturi, nu știu exact cum funcționează, că într-o mașină automată nu ai ambreiaj, știi? Dar ce se întâmplă dacă eu apăs pe ambreiaj? Nu știu, habar n-am. Adică există mașină gen cu ambreiaj, dar fără schimbător de viteze, doar cu padele? N-am nicio idee, nu știu, rămâne de văzut. Îmi place foarte mult la pedalele acestea, pentru că față de cele vechi de la Logitech, pe care le-am mai avut înainte, acum mulți ani, nu se mișcă, deci sunt super lipite de podea, ceea ce e bine că eu am parchet, nu am carpetă, știi, și mai fugeau. Deci, pe spate aici, am niște piciorușe, ceva, care le țin ca lume. Adică chiar e ce trebuie. Volănescu, ne uităm puțin pe spate că tot căutam. Deci, pedalele, da? Intră aici, mufa asta, aici un simbol, ai un simbol cu schimbător, dar nu avem. Iar de aici este alimentarea volanului. Să văd dacă am unde să bag în priză, că s-ar putea să nu mai am. Trebuie să vedem, habar n-am, s-a prins pe aici pe dedesubt și e căpățescul acesta, da? Capătul. Băi, volanul e chiar mic, deci m-a uimit. Volanul e super mic, cum să zic, se ține bine în mână volanul, să zicem așa. E mic volanul și îmi place. Știi? Ai padelele, e mișto. Deci mă așteptam să fie mai mare volanul, dar nu, e chiar ce trebuie și materialul e fain. O groază de butoane, nu știu frate ce sunt astea, dar sunt bune că le poți binda, știi? Un buton o să fie frâna de mână, că nu am. Uneori, mă rog, poți să-ți cumperi frână de mână și un băț de la lung de tragi de el. Nu știu dacă ați văzut pe YouTube, dar e mișto volanul că ai multe butoane de bindat și mai ales când te joci, uite, de exemplu, Euro Truck Simulator, știi? Poate pe butoanele astea te uiți stânga-dreapta înainte să intri pe stradă, mă rog, ca să dai prioritate. Și o groază de chestii, volan, nici nu știu ce sunt toate astea. Bine, el merge și pe consolă, pe PlayStation, pe Xbox, dar noi îl folosim doar pe calculator, pe PC. Asta este volanul, se ține bine și în mână, dar văd că face cam urât, așa se, nu știu, sacadează. Trebuie să-i faci setările, că la momentul de față nu merge, dar gen, nici nu știu, merge pedala de... Uite că merge, dar nu pot să cotesc, nu știu, trebuie să-i fac setările. Jos de tot avem cabluri, nebuneli. Aia e pedala mea, de dau mut cu ea. Astea sunt așa, nu prea se văd. Avem atârn niște chestii, niște nebuneli de pe aici. Ok, am băgat ăla în priză pe acolo, știu că atârnă toate astea, dar nu știu să-i fac. Volanul o să-l montez și o să-l demontez mereu când filmez. Înainte să continuăm, piesa de rezistență cu care voi încerca să filmez volanul, pentru că v-am zis că vreau să am două cadre, odată cu facecam și odată cu volanul, le mulțumim celor de la Elgato pentru acest facecam. Este un webcam pe care vi-l recomand și vouă, cam scumpicel,
cred că este 1000 de lei, nu sunt sigur, căutați și voi prețuri. Dar este cam printre cele mai bune webcam-uri pe care le poți cumpăra, așa știu eu. Sper să nu mă înșel, dacă mă înșel, comentați-mă. Spuneți-mi în comentarii, contraziceți-mă, asta încerc să zic. Spuneți-mi care e șmechere. Dar ăsta mi s-a părut mie personal bun și, mă rog, el e bun ca și facecam, eu l-am luat ca să fac unboxing-uri, dar între timp de la unboxing-uri am ajuns la cameră pentru volan. Bine, că o să fac și unboxing-uri cu el. Gen, ce înseamnă unboxing-uri? Să stea camera de sus în jos, știi? Pentru că aia mea e cam pârnaie. Hai cu tata. Hai. Greu-s cu o mână. Ok. Manual de folosire. Ok. O să vină probabil și cu un soft al lui, ceva de genul. Nu știu ce e aici. Încercăm să deschidem. Avem așa. Aparent asta e? Iese așa? Wow, are pungă, are sticăre. Ia uite tot. Cu ventuze. Mamă, ce e asta? Wait. Unde e, bă, camera? Are... Ha? Se dă asta la o parte, ia fii atent. Băi, nebun. Wow, ce șmecher. A, dar nu rămâne acolo. Sau? Este un pic. Deci asta e camera și gen... Bă, pare camera șmecher. Adică nu pare un simplu webcam. Și asta își dă un slide din ceva. Hai că vă și arăt dacă e. Știi? Mă uitam aici la mufa aceasta. USB-C. Piciorușul acesta, noi nu avem trepied. O să-l pun pe niște cărți să stea. Trebuie să mai cumpăr unul. Asta e cutia de adineauri. Mai ceva aici. Manual de utilizare. USB-C și cam asta e tot. Deci, din nou, aceasta este cămăruța. I-am pus și capacul. Dacă vă interesează și pe voi facecam-ul acesta. Și acum hai să trecem la treabă. Cam acesta este setup-ul, boys. Cel puțin așa aș vrea să fie. Mai e de lucrat la el. Din păcate nu am reușit să conectez Elgato-ul. Am creat o contrapție aici, am pus niște cabluri care se extind în alte zone, e foarte complicat. Trebuie să-mi cumpăr un USB extender pentru că gen camera de la volan e în stânga mea și calculatorul e foarte departe în dreapta și nu ajunge camera, cablu, complicat. Elgato are nevoie doar de USB 3.0 care e în spatele unității și gen n-am cum să ajung de aici până în spate de tot. În fine, momentan folosim camera asta și pe viitor o să achiziționez un USB extender. Arată interesant setup-ul, foarte greu jocul cu volanul și poate vă pricepeți voi, dar aș vrea să scot aproape de tot force feedback-ul din volan. Asta mă cam încurcă pentru că nu pot să cotesc repede cum coteam pe controller. Știu că force feedback-ul e că de asta ți-ai cumpărat volan, nu? Să simți mașina, dar e greu când tragi de volan. Am încercat să dau setările mici de tot, cam de aici se controlează, știi? Și am dat astea la maxim, la minim, am încercat să fac eu, dar trebuie să mă mai joc cu setările, că de aici controlez tot. Dacă dai la maxim, e foarte mult force feedback, adică ține de volan, ține împotriva ta, știi, când tu dai spre dreapta, volanul dă spre stânga, oarecum, să-ți impună realitatea aia, ca în viața reală, știi? Să tragi mai greu de volan, dar e ok momentan, l-am dat mai încet, dar tot mă cam chinui la drifturi, știi? Gen... E un pic de chinuială, vezi că îmi fuge, îmi scapă mașina. De asemenea, jucăm pe automat și să schimb din padele, tot dificil este. Adică o să fiu sincer cu voi. Vezi, fuge. Gen, încă n-am învățat cu volanul cum să fac drifturi, trebuie să mă joc mult off camera ca să mă obișnuiesc. Dar așa, overall, experiența e destul de fain. Adică, na, conduci cu volanul, e decent. Jocul nu e făcut pentru volan, pentru că este mai arcade, așa, nu e simulator. Gen, nu e ca Euro Truck, unde acolo e ce trebuie volanul, știi? Dar, merge binișor, sincer. Ia, vezi, trag de volan, dar ai ce, trebuie să accelerezi, trebuie să... Baby. A? Volanul chiar e accurate, adică exact unde am volanul are și în joc. Deci n-ai nicio problemă cu asta. Dar din first person e cam greu să conduci. N-ai atât de multă vizibilitate, știi? Și vreau să... Hai că n-am văzut că trebuie să fac stânga. Arată prea bine jocul. Camera la momentul de față, webcam pe care folosesc acum e cam laggy. Nu merge în 60 de frame-uri. S-ar putea Elgato ăla să fie în 60 de frame-uri dacă nu mă înșel. Dar până îl conectez ca să-mi iau USB extender-ul, gen mai durează. Ăsta merge ca lumea, asta e un pic. O să mă opresc aici. Enter event. Solo, hai.
functional. Mama, asta e prin oraș, cred că ne sparge. Dăm curent car, hai să vedem dacă face ceva. Mercedesa. Eu sper că filmăm adineori, că habar nu am, iar mi s-a dat microfonul la blană, bă, urez mă asta. Dă-te mă microfonia mai încet un pic, că ne spargi de urechi. Ok, hai să dăm start event, am transpirat, am fucat toate alea, dacă ați vedea ce setup am aici, vă închinați. Cum sunt conectate cablurile. Hai că e și noapte, exact cum îmi place mie. Am dat dificultatea pe foarte încet, știi, ca să până mă obișnuiesc, că n-am cum să joc. A plecat, a plecat, a plecat. N-are nimic. Hai că s-a dus, ești nebun. Nu trebuie să iei curbe gen bruște, cred. Ia. Lunăm așa ușor. Nu mai am pus buton să mă uit în spate. Bă, ăsta de unde a apărut, mă? Nu. Am ABS-ul ăla pornit așa și nu fuge mașina atât de rău. Adică am activat toate alea să mă ajute jocul. Până când îi dau eu de cap. Bă, dar ce fac ăștia? Vin din sens opus? Ce-i face aici când fuge mașina, e întrebarea. Habar n-am, sincer. Hai să mai încercăm. Nu o să ne câștigăm noi prima cursă. Neapărat, chiar dacă e dat pe dificultate ușoară. Bine că eu întrec pe ăștia. E vorba la curbe, știi? Cred că, zic, cursele super grele poate le facem tot cu controllerul. Habar n-am. Mă așteaptă niște sesiuni off-camera, boys. Uite, vezi, nu pot să pierde mașina controlul și nu o redresezi așa ușor cu volanul cum era pe controller. Hai, mă. Ferrari, am plecat amândoi, ești nebun. Nu! Mamă, se clatină, dacă ați vedea cum face biroul, se clatină tot biroul. Plus că eu abia mă chinui să redresez mașina, dacă o mai chinuiam și să schimb vitezele, era insane. Adică știi, trebuie să le faci pe rând. Deja derapează cu toate ABS-urile și toate alea, dacă le scot, cred că... No, m-am dus prea tare acolo. Trebuie să mai încetinesc chiar. Deci încetinești mult mai departe. Te vezi cum trage de fund dacă nu dai. E cam... știu că probabil e cam enervat pentru voi să vă vedeți pe mine cum mă chinuie aici. Dar n-avem încotro. V-am zis că dacă iau volanul e greu. Hai. La viteză n-au treabă, băieții. Ce ne ducem, se înfige mașina, că e tunată. Drept. Oh my. Am luat aia, am trecut pe lângă. Bă, câtă chinuială cu volanul ăsta, nu mai pot. Oh my god, vezi? Eu stau cu umărul așa. Hai că mai vedeți ceva dacă e băieții. Trebuie să mă dau mai într-o parte. Oricum, asta e ca un beta test ce facem noi aici cu volanul. Încă suntem la început. O să mai ridic camera, o luați mai jos. Stă camera acum pe cutia de la volan, că nici nu am trepied. Să mai facem o cursă, ceva, nici măcar nu știu. Adică era fun, dar nu mai încape să fie avut schimbător și aici. Dar e greu, moș, cu schimbător. Dar oare, gen, ambreiajul ăsta nu face nimic, cred. Dacă îl țin apăsat, îmi schimbă vitezele? Cred că mi le dă înapoi ăsta. Aveam prea mare viteză în curba aia. Hai să încercăm un drift ceva. Mașina asta e făcută pentru drifturi. Îmi trebuie doar mai puțin force feedback pentru volan. Atâta mi-ar trebui. Nici nu cotește cât trebuie, gen. O, mă nebunule. O, mă nebunie. Hai să-i dăm repede în goarnă să luăm asta. Cam puțin al 220. Hai că e miștocuț, a? Dar nu mă lasă. Cred că cu clip dreapta. Aha. Mișto. Și trebuie să scoți și cursorul. Hai mă că fuge. E mișto volan oricum, e mișto. Deci chiar îmi place. Merită banii, merită. Doar că trebuie să te antrezi mult. Mult, 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 mult. Până găsești niște setări care îți plac. Ca să poți să faci drifturi. Ca așa...
Te descurci, știi, la curse. Nu e cap de lume. Uite, vezi, dar pierde controlul și să se blocheze, să scot. Chiar nu știu, mă, să fie de la... Apropo, am instalat SSD-ul și jocul merge de 1 miliard de ori mai repede, gen se încarcă mult mai repede. A meritat toți banii SSD-ul ăla. Nu mai stai să te încarci la nesfârșit. Ia! Wow, pleca, băieții mei! Hai că ne-am învârtit! Pontiacu, bă, cum a plecat! Ne ducem, uitați-vă în oglinda retrovizoare. Baby, baby, baby. A plecat, bă! Burst cu 14 secunde. Bine, nu e cea mai rapid de 0-100, dar... Să așa, lași-to. Lași-to. Foarte multe probleme are jocul cu sesiunea. Acum că s-a lansat, i-au dat băieții review-uri negative. M-a mâncat că gen mă scoate de pe sesiune. E prost rău de tot. Nu înțeleg care-i faza cu serverul, știi? GTA în descriere, boys. Jocuri mai ieftine și G-Fuel. Mă rog, Energy Lab cu codul RAF 12% reducere livrează 2-3 zile lucrătoare, băieții. Chiar și o zi livrează uneori. Dacă ți-ai comandat până în ora 1, parcă. De ce noaptea? De ce? Stai, ho. Nu pot să dau ziua. Frate, pe bune, iar noaptea. Numai noaptea, că se vede urât pe filmare. Hai, let's go. Uite-l pe Zasami. Mașina mea, Zasami. Sau are și ăla cu Nyan Cat. Sau ce era acolo? Habar n-am. Țineți cont că dificultatea e mai ușurică, așa ca să mă descurc cu volanul. Ăsta fuge rău de tot, eroptul. Mamă, ia vezi, Zasami, ce se bagă șaurele. Merge un pic volănașul. O, bă, ai răbdare. Zasami, stai bă așa. Barabașane. Trebuie să-mi bindez un... Oh my god. Mereu, nu, mereu ratez butonul, să dau un înapoi. Apăs pe ăla să dau din interiorul mașinii. Ho, 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 ho. Zici că sunt pe cal. Ho, turn înapoi. Dei că ești puternică. Mamă, ce urmează aici. N-are nimic, n-are nimic, dă-i înainte. Hai că merge cursa. Deci la cursă ne descurcăm. E doar chestia că nu prea știu eu să fac drifturi. Deci dacă fac vreo 10 curse de astea, mi-amortesc picioarele cât apăs pe frână. Ok, deci putem să mai mărim dificultatea. Că a fost super ușor, adică ei chiar nu m-au depășit. Lejer a fost. Doar că trebuie să învăț eu când pleacă mașina cu spatele, cum redresez, că pe controller mă descurcam. Aici nu prea. Ok. Și se încarcă super repede jocul, asta îmi place. Bun. Avem și un spin. Nici n-am mai deschis spin-uri de alea, că le-am păstrat pentru alt video. Vai, trebuie să fac și un live, că eu acum filmez cu o zi înainte. E ora 17:30. Facem și live. Ce are mola pe mașină? Anime girl. Au apărut băieții cu anime. Ah, trebuie să dau dificultatea mai grea. E ok, hai să vedem. Să vedem dacă noi chiar îi batem pe ăștia sau a fost un fluk. Fluk. Uite-l pe Bobo Spider ce are anime girls. Lambo-ul ăsta din nou nu prea fuge. Dar are handling-ul super bun. Trebuie să-mi fac obișnuința să nu bag cotul, că nu se mai vede dacă... Încerc să țin coatele jos. Da, mă, fuge Lambo-ul ăsta, deci n-ai treabă. Se ține super bine Lambo-ul, deci mereu am zis asta când am jucat cu el. Nu văd că-mi intră sorinele în ochiane.
De ce faci așa? Că vezi, accelerezi prea tare și sunt roțile într-o parte, cred. N-are nimic, n-are nimic, n-are nimic, n-are nimic, nu-i dăm back, îi dăm așa. Mamă, ăla-i Bugatti. No, god damn it. No! Fuge prea tare, mă, și nu sunt obișnuit. Deci nu sunt obișnuit deloc. Faza e că eu cred că e vina mea că accelerez la maxim, gen. E, și când sunt într-a întâia și accelerez la maxim. Ce facem, ăla? Să dau la o parte, să trec. Dă-te, mă, Bobo Speederule, să câștig pe video. Ușor, ușor, ușor. Trebuie să și știi când să iei piciorul de pe accelerație. V-aș da și chemul la picioare, știi? Și aș pune așa cu niște șosete de alea rupte să-mi iasă degetele. Al naiba. Să fac un pic de troll, ha? Nu știu, vă, cum vi se pare? Adică e mai fain, nu pe video cu volanul. E altceva decât doar facecam-ul. Poate eventual o să și schimb eu pe viitor vitezele, dar momentan... Ar fi mișto... Da, oricum. Da, lasă că schimbă el. Se schimbe el, să schimb și eu. Eu acum nu pot. Au uită-l tată cum mergem. Sare nămulul de unde, nu știu. N-are niciun sens. A plecat. Bă, e fun. Deci, ca idee e fun și acum putem să filmăm și niște Euro Truck Simulator. Să uită cineva dacă tragem. Tragem niște Euro Truck. Să uită careva, stau pe spate la Euro Truck, așa stau. Stă la volan. La tir. Niște ETS 2 multiplayer jucăm. Vai, vai, vai. E distractiv, dar trebuie să mă antrenez mult. Cu driftane și trebuie să vorbesc cu Sami, să-mi dea niște setări, să vedem el ce are. Doar că el are alt volan, știm? Eu l-am luat așa mai la un bugetanos. Voiam să cumpăr Logitech G290, dar știi că sunt probleme cu el și nu-l recunoștea în joc G290. Și mi-am luat G29, care e ok volanul, dar nu e... Sunt volane de alea și la 1000 de euro, cred. De alea scumpe de tot. Dar e fain, mă, așa, nu știu. Boys, cam pe aici să ne oprim și noi. Nu știu ce a ieșit din episodul acesta. Mai mult a fost cum m-am plâns eu, că nu știu să joc cu volanul. Dar să sperăm că în timp învățăm și ne descurcăm. Pe mine, în special, mă interesează driftanele astea. Știi, să-i dai și tu așa un pic să mai plece. Dar că trebuie să-i dai un... Vezi, eu îi dau prea mult. Trebuie să-i dai un piculeț, așa. Nu știu, vedem. Însă force feedback-ul ăsta e insane, gen, dacă eu întorc aici... Stai, că nici nu vrea să întoarcă mașina. Vezi, se duce singur. Trage mult de tot. De-aia uneori se mișcă și webcam-ul. Pentru că... E prea puternic volanul când trag. În fine, boys, noi o să ne oprim aici. Auziți din interior. Dacă v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like să mai jucăm. Data viitoare o să mai facem niște wheel spin-uri, mai upgradăm mașini și așa mai departe. Dacă aveți vreo mașină favorită în minte cu care ați vrea să jucăm, spuneți-mi în comentarii pentru episoadele viitoare să o cumpăr și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem la viitoare. Pooo!